dragi prieteni, astăzi o să vă prezint cel mai mare șarpe din lume, din lume, dar este din pământ. Așa că, ca să ne găsiți pe YouTube, puteți scrieți cei trei show și o să ne găsiți videoclipurile. Să începem! Asta încă nu-i gata. Să vedem ce este frunza asta. Da, încă nu v-am făcut prezența. El este... Robert. Raul. Ei, uită-te cu fața la cameră. Da. El este Raul. Iar eu... Iar eu, Andreea. Acum o să ia frunza de-a. Așa. Și o să facem, o să combinăm mai bine crăpăturile. Și o să facem ceva așa ca să pară de la, cum se zice, de la... Să pară de la, nu de la apropiere, așa nu apare deloc, ca un șarpe, da? O să încercăm, de la depărtare o să se vadă ca un șarpe. Acum tu, te rog, Robert, o să fac un pic crăpăturile să nu se mai vadă, căci eu nu știu prea bine. Și acum este gata, o să facem, o să rupem ceva o frunză, o să o facem gemotoc. Ține-te rog camera. Așa. Veninoasă. Nu știu dacă se vede pe telefon. Se pare că nu merge. O să încercăm cu altă frunză. Așa, până acum seamănă un pic și acum trebuie să rupem un pic din tulpină și de la o distanță mai depărtată puteți să speriați oameni, de exemplu, care nu-i doriți în curtea dumneavoastră. Și cam așa arată șarpele. Să vedem cum este de la depărtare. Este destul de realist dacă curățăm pe acolo. Bun, și cam atât a fost videoclipul nostru. Și dați un mare like, share, subscribe și vă dorim o zi bună. La revedere!